Chiar dacă am trecut de jumătatea lunii martie, vremea continuă să fie mohorâtă. Mai mult de atât, azi noapte în Brașov a căzut o ninsoare ca în povești. Pompierii brașoveni s-au văzut nevoiți să intervină pe mai multe străzi pentru a degaja copacii căzuți pe carosabil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii brașoveni au fost solicitați din greu în această noapte, după ce stratul de zăpadă a crescut necontenit, în ciuda faptului că am trecut de jumătatea lunii martie. De altfel, în urma prăbușirii copacilor, 5 mașini care erau parcate au fost avariate. Pompierii le recomandă brașovenilor să își lase autovehiculele în locuri sigure, departe de copacii înghețați. Sunetul drujbelor care răsunau la miezul nopții i-a trezit pe locatari. Județul Brașov se află de miercuri sub incidența unui cod portocaliu de viscol și ninsoare, în timp ce mare parte din țară se află în continuare sub coduri de ploaie. Așteptăm să se acumuleze cantități de apă de 40-70 de litri pe metru pătrat. Toată zona montană și local în Transilvania, precum și în zona subcarpatică din Moldova, stratul de zăpadă nou depus va fi unul consistent.